Acesta este unul dintre cele mai vechi filme din lume. A fost făcut în 1894 și o prezintă pe Annie Oakley, o celebră trăgătoare la ținta vestului sălbatic. În același an a fost făcut și filmul ăsta, cu un om care la vremea respectivă era printre cei mai musculoși din lume, înainte de steroizi, evident. Aceasta este o filmare cu un acrobat stradal care ne arată că breakdance-ul este mai vechi decât ne așteptam. Aici vedem primul strănut prins pe cameră, primul dans, primul meci, primul topogan, primele pisici care boxează, iar aici vedem prima dată când a fost prins pe cameră un sărut plin de pasiune. Acestea sunt unele dintre primele filmări din istorie și toate au fost făcute de Thomas Edison, care, ca de obicei, nu a fost primul să inventeze ceva, dar a fost primul să profite. Prima filmare din istorie a fost, de fapt, făcută în 1888 și arăta cam așa. Nu e tocmai un film de Oscar, dar na, a fost prima. Responsabil era un francez numit Louis Le Prince, care a făcut diverse filmări cu camera inventată de el și care a dispărut în mod misterios 2 ani mai târziu, înainte să-și poată demonstra invenția în public, ceea ce probabil l-ar fi făcut bogat și faimos. Unii zic că Edison e în spatele dispariției misterioase, dar nu vreau să intrăm în conspirații. Doar că mi se pare interesant cum în 130 de ani am ajuns de la filme de genul ăsta la filme de genul ăsta. Bine, ăsta e tot alb-negru, dar asta este doar o decizie artistică. Dacă vreau, pot să fie și color. Astăzi, aproape oricine poate să facă filme care au potențialul să ajungă la milioane de oameni. YouTube a contribuit destul de mult la asta. Dar v-ați întrebat vreodată, care este cel mai vechi film de pe YouTube? Poate un clip de prezentare sau un mega trailer pentru site sau un viral cu pisici? Nu. Cel mai vechi film se numește Me at the Zoo, are 18 secunde și este cu unul dintre fondatorii YouTube la grădina zoologică, care zice, citez, sunt aici în fața elefanților și ce e mișto la ei e că au trompe foarte lungi și asta e cam tot ce e de zis. Fascinant. Acest film a fost postat acum 15 ani pe 23 aprilie, de ziua mea, are 88 de milioane de vizionări și canalul care l-a postat are 700 de mii de abonați, deși acesta este singurul film de pe canal. Mamă, ce ușor era să faci conținut pe vremuri. Bine, primul film cu adevărat viral a fost unul cu doi chinezi care mimează cum cântă o melodie de la Backstreet Boys, în timp ce un al treilea stă liniștit la calculator și nu întoarce capul nici măcar odată. Legenda spune că încă e acolo. Astăzi muzica joacă un rol important pe YouTube, dar v-ați întrebat vreodată care este prima melodie de pe YouTube? Aceasta a fost o melodie de la un artist japonez care se numește Mling creierul în liniște. Okay? Acesta este primul videoclip muzical de pe YouTube și este mai bătrân decât majoritatea fanilor Jake Paul. Totuși, care o fi cea mai veche melodie înregistrată vreodată? Păi, există câteva înregistrări foarte vechi, inclusiv melodia pe care o ascultați acum în fundal. Aceasta se numește The Last Chord și a fost înregistrată în 1888 de către Thomas Edison, care din nou nu a fost primul să facă o înregistrare, deși e considerat inventatorul fonografului. Cea mai veche înregistrare din istorie a fost de fapt în 1860 și descoperită doar recent în 2008. Aceasta a fost făcută de un francez care a înregistrat o femeie cântând melodia Au clair de la lune. Știu că nu se aude prea bine și asta e varianta restaurată, dar e interesant totuși să te gândești că această voce, chiar și așa, încă poate fi auzită acum, 160 de ani mai târziu. Te face să te întrebi, oare ce alte sunete și mai vechi am putea să auzim? Ceea ce ascultați acum este cel mai vechi cântec din istorie care a rămas consemnat în scris. Acesta face parte dintr-o colecție de imnuri religioase a unui popor numit Hurieni și are o vechime de 3400 de ani. Ceea ce auzim este una din multiplele interpretări a notițelor cu unei forme găsite și nu avem de unde să știm exact cum sună melodia, deși a venit cu instrucțiuni detaliate despre cum trebuie cântată și chiar despre cum trebuie acordată harpa. Și apropo de instrumente muzicale, cele mai vechi descoperite până acum au fost niște fluiere făcute din os, care încântau strămoșii noștri cu muzică acum 45.000 de ani. Dacă sunteți curioși cum sunau aceste fluiere, probabil ceva de genul ăsta. Și dacă vă întrebați ce folos ar putea avea un om preistoric pentru un fluier, e bine, mai mare decât ai crede.
Pe lângă ritualul religios, se speculează că muzica ajuta să mențină grupări sociale mai mari și mai închegate, ceea ce le-a dat un avantaj față de neandertali, spre exemplu, care erau mai pragmatici și care au fost în cele din urmă exterminați, cel mai probabil de noi, cu muzica noastră. Ca să vezi ce rol important poate avea arta în istorie. Și oamenii ăia chiar erau artiști. Adică în alte peșteri din regiune se găsește și cea mai veche sculptură care se reprezintă o figură umană. Mai precis, o femeie, cu forme intense. De altfel, multe dintre primele sculpturi umane erau de genul ăsta. Mă întreb pentru ce le foloseau. Probabil un ritual. Cele mai vechi picturi din istorie au fost, bineînțeles, tot în peșteri și erau niște simple linii, forme geometrice sau stensiluri cu mâini care arată surprinzător de artistic. Cea mai veche pictură figurativă este probabil asta, de acum 40.000 de ani, dar e cam meh. Cele mai renumite picturi rupestre sunt probabil cele din peștera Altamira, care au fost create începând cu acum 36.000 de ani. Aceasta este o peșteră care a fost populată de oameni timp de milenii și pereții sunt plini de artă destul de bună. Atât de bună că atunci când a fost descoperită, se credea inițial că e o farsă, considerând că oamenii de pe atunci nu aveau complexitatea necesară să facă așa ceva. Și totuși, de ce își decorau oamenii ăștia de pe atunci casa cu artă? Cine știe? Poate din același motiv pentru care o facem și noi astăzi? Sau probabil pentru ritualuri religioase? Dar na, asta se zice despre orice chestie veche. Probabil peste mii de ani o să se zică că și vlogurile erau un fel de ritual religios. Dar na, cele mai vechi picturi în ulei sunt cu Buddha și cele mai vechi picturi pe pânză sunt cu Isus, deci e de înțeles. Astăzi ne bazăm mai mult pe poze. Dar care este oare cea mai veche poză? Păi asta, făcută în 1826. Și nu este o poză cu o placă metalică, ci este o poză făcută pe o placă metalică printr-o tehnologie numită heliografie, în care placa era acoperită cu un fel de ciment care s-a întărit în părțile întunecate și a rămas lichid în părțile luminoase. Dacă vă uitați cu atenție, vedeți urmele unor clădiri aici. Na, nu e cine știe ce poza asta, dar măcar a fost făcută în doar câteva zile. Câțiva ani mai târziu s-a inventat o tehnică nouă, numită daguerotipie, după Louis Daguerotip, și pozele rezultate erau mult mai bune, deși în continuare dura câteva minute să faci o poză. De-aia oamenii nu prea puteau fi pozați, că trebuia să stea nemișcați. Asta de aici este prima poză din istorie care conține oameni. Aici este unul care lustruiește papucii altuia. Și dacă vi se pare bizar că ăștia erau singurii oameni de pe stradă, ei bine, nu erau. Erau doar singurii care au rămas nemișcați suficient cât să apară în poză. Cel mai vechi selfie din istorie a fost ăsta, făcut acum 180 de ani, care nu a fost făcut ținând camera în mână, pentru că ar fi trebuit să stea nemișcat câteva minute. Prima poză pentru știri a fost făcută în 1847 în Franța și prezenta un arest. Prima poză cu un președinte american a fost cu John Quincy Adams în 1843. Prima poză color a fost făcută în 1861 și, în caz că nu vă dați seama, e un papion. Prima poză color ca lumea, cu un peisaj, a fost făcută în 1877. Prima poză din spațiu a fost făcută în 1946. Iar cea mai veche poză de pe Instagram e asta. Un cățel! Cine s-ar fi așteptat? Am văzut până acum cele mai vechi chestii legate de diverse tipuri de artă. Hai acum să trecem la viață. Viața este artă! Da, mă, bine! Cel mai bătrân om din lume este un record care se schimbă tot timpul, pentru că oamenii foarte bătrâni au tendința să... înțelegeți voi. La momentul înregistrării acestui film, cel mai bătrân om care încă este în viață este o femeie japoneză numită Kane Tanaka, cu vârsta de 117 ani. Cel mai bătrân om care a trăit vreodată este Jean Clement, o femeie din Franța care a decedat în 1997 la vârsta de 122 de ani. În general, femeile trăiesc mai mult decât bărbații, de-aia cele mai bătrâne sunt mereu femeile. În top 10 nu se găsește nici măcar un singur bărbat. Totuși, cel mai bătrân bărbat în viață are 112 ani, iar cel de pe locul 2 este un român numit Dumitru Comănescu. Când vine vorba despre animale de companie, cea mai bătrână pisică care a trăit vreodată se numea Cream Puff și a ajuns până la vârsta incredibilă de 38 de ani. Cred că asta chiar și-a folosit toate viețile. Cel mai bătrân câine se numea Bluey și a trăit 29 de ani, ceea ce înseamnă 151 în an de cățel.
Cel mai bătrân animal în general este un subiect discutabil, dar dintre toate țestoasele o duc destul de bine, cea mai bătrână trăind peste 250 de ani. Cel mai bătrân pește a fost un koi numit Hanako, care a trăit 226 de ani, dar ambii sunt eclipsați de o scoică numită Ming, care a trăit peste 500 de ani și se cheamă Ming pentru că s-a născut în timpul dinastiei Ming din China. Totuși există unele specii de meduze care la bătrânețe revin la un stadiu infantil și o iau de la capăt nemurind practic niciodată. Deși n-a fost studiat niciun exemplu concret, probabil există o meduză nemuritoare care este cel mai vechi animal individual. Și zic individual pentru că există colonii de animale sau organisme care trăiesc foarte mult, cum ar fi bureții sau coralii, care pot trăi timp de mii de ani. Sau o colonie de iarbă subacvatică din Mediterană este estimată să aibă o vârstă de câteva zeci de mii de ani. Sau o colonie de plop din Utah, unde deși copacii individual nu trăiesc foarte mult, întreg sistemul este conectat sub pământ și este în viață de 80 de mii de ani. Cel mai bătrân copac individual se cheamă Metusela și are o vârstă de 5.000 de ani, ceea ce înseamnă că acest copac era viu când s-au construit piramidele. Totuși, tehnic vorbind, cele mai vechi organisme sunt probabil o colonie de drojdie, care a fost reînviată după ce a fost conservată în rășină timp de 45 de milioane de ani. Ce a făcut cercetătorul cu această drojdie? Bere, evident, și a deschis o berărie. Și apropo de băutură, se zice că un vin, cu cât este mai vechi, cu atât este mai bun. În cazul ăsta, atunci cel mai bun vin ar trebui să fie cel din sticla asta, care are o vechime de peste 1700 de ani. Totuși ceva îmi spune că nu mai e bun. Vinul a fost găsit într-un mormânt roman și de fapt doar se presupune că este vin, nu se știe sigur pentru că sticla e sigilată și nu au vrut să o deschidă. Mă mir că n-a vrut nimeni să guste. Și vinul nu este singura substanță recreațională cu care erau îngropați oamenii pe vremuri. În deșertul Gobi s-a găsit un mormânt de acum 2700 de ani în care era îngropat un nene împreună cu tot felul de obiecte valoroase, inclusiv un kilogram de cannabis. O grămadă. Să-i ajungă pentru viața de apoi, mă gândesc. Și dacă după asta ți se face poftă de ceva dulce, există și o prăjitură extrem de veche. Te-ai gândit că o prăjitură s-ar strica în timp, dar nu dacă ai lăsat-o în Antarctica. În 1910, un explorator numit Robert Falcon Scott a încercat să devină primul om să atingă polul sud, dar din păcate nu a reușit și a murit acolo. 100 de ani mai târziu, în Antarctica s-a găsit o prăjitură de fructe adusă de el, care încă era comestibilă. Puțin mai veche este această cutie de ciocolată din 1902. A fost dată din generație în generație, devenind astfel cea mai veche ciocolată din lume. Presupun că erau generații cărora nu prea le plăcea ciocolata. Cel mai vechi unt a fost descoperit în Irlanda, unde o bucată imensă de unt vechi de 3000 de ani a fost descoperită într-o mlaștină. Bucata are 10 kg și, deși miroase cam dubios, teoretic e încă comestibilă. Dar evident nu este recomandat să mănânci acest unt fără pâine. Cea mai veche pâine a fost găsită în Iordan și are o vechime de 14.000 de ani. Bine, nu e tocmai pâine, e rămășița arsă a unei pâini preistorice, dar dovedește că oamenii făceau pâine mai devreme decât se credea. Iar când vine vorba de rețete complexe, cea mai veche carte de gătit este de acum 3.700 de ani și vine de la babilonieni. E scrisă în cuneiform pe niște tablete de clay și conține 35 de rețete profesioniste. Și dacă sunteți curioși ce mâncau babilonienii pe vremea aia, supe. Supe și tocane, în principal. Hai acum să trecem la niște clădiri. Care credeți că este cea mai veche clădire care încă rezistă? Eu aș fi zis piramidele, dar nu, nici pe departe, nici măcar nu sunt în top 10. Cea mai veche clădire este una din Franța, de care nu auzi niciodată. Se numește Caen de Berdenez și această structură a fost făcută în neolitic acum 7000 de ani. E lunguiață cu 9 pasaje interne și habar nu avem la ce era folosită. Cea mai veche structură construită de oameni este un zid, făcut acum 23.000 de ani în fața unei peșteri din Grecia ca să apere de vânt. Cel mai vechi oraș e discutabil, dar pare să fie Jericho, un oraș din Palestina, care are cel mai vechi zid protector și care a avut pe teritoriul său așezări umane încă de acum 11.000 de ani. Cea mai veche universitate este cea din Bologna, care activează încă din anul 1088. Cea mai veche școală este în Canterbury, Anglia și a fost înființată în 597. Cel mai vechi spital din lume se găsește în Paris, a fost fondat în 651 și se cheamă Hotel Dieu. E cam bizar că un spital se cheamă hotel. Mă întreb dacă cel mai vechi hotel se cheamă spital. Nu. Se cheamă Nishiyama Onsen Keiunkan.
A fost fondat în 705 și este un hotel din Japonia care oferă tratamente cu apă termală. Tot în Japonia se găsește și cea mai veche companie din lume, numită Kongogumi, o companie de construcții fondată acum 1400 de ani, care construiește temple de alea japoneze. Cel mai vechi restaurant din lume se găsește în Salzburg, Austria și operează din anul 803. Se zice că aici au mâncat oameni precum Carol cel Mare, Christopher Columb sau Wolfgang Amadeus Mozart. Cel mai vechi bar din lume este în Irlanda și e din anul 900, despre el nu știm cine l-a vizitat. Și dacă exagerez puțin, după bar trebuie să mergi la biserică. Cea mai veche biserică din lume este în mod bizar în Siria, datează din anul 233 și soarta ei este momentan necunoscută, deoarece se află pe un teritoriu care a fost ocupat de ISIS, iar cel mai vechi lăcaș de cult pare să fie Göbekli Tepe, o serie de monumente megalitice din Turcia, făcute acum 11.000 de ani, care au dat puțin peste cap ceea ce credeam că știm despre istorie și evoluția oamenilor. Și apropo de evoluție, una dintre chestiile care deosebește oamenii de alte animale este faptul că putem să folosim unelte. Asta ridică, bineînțeles, întrebarea, care este cea mai veche uneltă? Păi e greu de zis. Multe chestii pot fi unelte. Poți sparge nuci cu o piatră sau poți prinde termite cu un băț, în caz că nu știi cum să prinzi termite. Totuși, primele unelte sunt acele pietre care au fost modificate intenționat și reutilizate din nou și din nou. De obicei, erau niște pietre cioplite ca să aibă o margine ascuțită și cele mai vechi dintre ele au fost găsite în Tanzania și au o vechime de 3,3 milioane de ani. Pe vremea aia eram mai mult maimuță decât om. Aceste pietre ascuțite erau folosite ca să tăiem carnea de pe animale și să fugim cu ea înainte să vină un tigru sau ceva și să devenim și noi mâncare. Astfel, deși pare simplă, această piatră cioplită este primul pas în evoluția tehnologiei umane. Primele arme din istorie erau tot niște pietre, dar nu în modul tradițional, ci în sensul că erau ascuțite și puse în capătul unui băț pentru a crea o suliță sau o săgeată de arc. Cele mai vechi găsite sunt de acum 64.000 de ani. Cea mai veche uneltă care nu era menită să taie sau să sfâșie sau să sfărâme era un os de babuin cu 29 de marcaje despre care se presupune că erau folosite pentru a măsura chestii. Poate mărim, poate ciclurile menstruale, pentru că, na, 29. Alt avantaj extrem de util al omenirii a fost abilitatea de a călători pe apă. Cea mai veche barcă are 10.000 de ani și a fost cioplită dintr-un trunchi de pin. Altă chestie utilă este abilitatea de a măsura trecerea timpului. Astfel, cel mai vechi calendar este de acum 10.000 de ani, se găsește în Scoția și constră într-o serie de gropi în pământ menite să indice fazele lunii. Cel mai vechi mod de a măsura trecerea timpului dintr-o singură zi este un ceas solar de genul ăsta. Iar cel mai vechi a fost găsit în Egiptul antic de acum 3.500 de ani, deși unii speculează că monumentele obelisc de genul ăsta aveau un rol similar. Cel mai vechi calculator din lume presupune că este ceva mai recent, dar nu chiar. Mecanismul Antikythera a fost găsit în ruinele unui vas cufundat pe lângă Grecia și era un ansamblu tehnologic incredibil de avansat pentru vremea lui, acum 2100 de ani. Acesta era un mecanism cu care puteai calcula poziția soarelui, a lunii, a planetelor și tot felul de alte fenomene astronomice în viitor, doar învârtind de o manetă. Această tehnologie a fost pierdută pe urmă și lucruri similare nu au fost făcute decât un mileniu și jumătate mai târziu, odată cu apariția ceasurilor mecanice. Și apropo, cel mai vechi ceas din lume se află într-o catedrală din Salisbury, Anglia și datează din 1386. Cel mai vechi ceas portabil este acesta, făcut în Germania în 1505. Încă funcționează azi și dacă te lăudai că ceasul tău este scump, ei bine, ăsta este estimat să coste undeva pe la 80 de milioane de dolari. Cel mai vechi glob pământesc se numește Erdafel și a fost făcut în 1492. Și e interesant pentru că, deși e un glob și e rotund, nu conține continentul american, deoarece a fost făcut cu un an înainte să se întoarcă Columb din călătoria sa. Pentru navigare e foarte util și un telescop, iar cel mai vechi a fost găsit în 2014 în Olanda și datează din anul 1608. Termometrul a fost inventat de Fahrenheit în 1714, iar cel mai vechi în existență este din 1718. Cel mai vechi telefon din lume este cel inventat de Alexander Graham Bell în 1876, iar cea mai veche mașină din lume care încă funcționează este aceasta, pe bază de aburi, care funcționează cu cărbune și are nevoie de 40 de minute de încălzire înainte să pornească, ca un Logan-gen. Glumesc, iubesc Logan. Și apropo de chestii învechite, hai acum la final să vorbim despre diverse alte chestii foarte vechi. Cum ar fi cel mai vechi nume? Te-ai întrebat vreodată care a fost primul nume? Evident că nu avem cum să știm asta și oricum probabil era ceva de genul Dar cel mai vechi nume înregistrat în istorie vine de la sumerieni, are o vechime de peste 5.000 de ani și este Cushim. Cine era acest Cushim? Vreun mare împărat sau ceva? Nu.
era un fel de contabil care își semna numele pe documentele de contorizare a grânelor. Și apropo de contabil, cea mai veche monedă din lume vine din regatul Lidiei de pe teritoriul Turciei de astăzi. Aceștia au fost primii să folosească monede pentru tranzacții acum 2500 de ani, stabilind precedentul pentru toți banii ce aveau să urmeze în lume. Și ai nevoie de bani dacă vrei să-ți cumperi pantofi din piele. Iar cei mai vechi sunt de acum 5500 de ani, au fost găsiți într-o peșteră și erau de mărimea 37. Cea mai veche religie care încă se practică este hinduismul, care a fost fondat între secolele 5 și 15 înainte de Hristos. Iar pentru superfanii top 8, cel mai vechi film de pe acest canal este unul cu 8 coincidențe incredibile. Dar în ziua aia am postat 4 filme și cel pe care l-am terminat cu adevărat primul a fost cel despre 8 moduri prin care lumea s-ar putea sfârși până joia viitoare. Să sperăm că n-am avut dreptate. Cea mai veche chestie de pe pământ este o bucată de zircon care are o vechime de 4,4 miliarde de ani, adică a fost făcută la doar 200 de milioane de ani după formarea pământului. Cea mai veche galaxie este și cea mai îndepărtată, aflându-se la 32 de miliarde de ani lumină și existând de 13,4 miliarde de ani. Iar doar 400 de milioane de ani mai devreme a avut loc cea mai veche chestie de care știm, Big Bang-ul. Dacă există ceva mai vechi de atât, habar nu avem. Și din câte ne dăm seama, ăsta a fost începutul. Iar dacă stai să te gândești, asta e și șmecheria la lucrurile vechi. Ca să ajungi să fii cel mai vechi, trebuie mai întâi să fii primul. Așa că poate ar trebui să ne gândim care sunt chestiile pe care le facem prima oară ca să ne considere cei din viitor, cei mai vechi care făceau ceva bun.